poate începe în fel, rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit. Ședința de astăzi are loc pentru a aproba indicatorii și documentația pe DALI pe care o vom depune la Ministerul Dezvoltării pentru blocuri, la capitolul eficientizarea blocurilor. Pe ordine de zi avem punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe în orașul Comănești, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Gheorghe Doja, bloc 1, scara A plus B, strada Pieții, bloc 1, 2, 3, scara A plus B, 4, bloc 4, 5, 6, 8, 14, scara strada Republicii, blocul 6, cod C5, A3, 1 cu 6, proiect de 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din oraș Comunești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, numărul 7, strada Ștefan cel Mare, bloc G1, G4, A plus B, G5, G6, A plus B, H3, scara A plus B, strada Republicii, bloc 3, scara A plus B, blocul 5, scara A plus B, strada Pieții, bloc G2, A plus B. Și aici trebuie să complet, să vă menționez faptul că blocul G2, scara A plus B, nu se mai poate face, cum nici blocul Gheorghe Doja, scara A plus B, nu se mai poate realiza, din cauza că în momentul în care s-a depus documentația cadastrală care a fost depusă de asociațiile de proprietari. Documentația cadastrală de la vremea aceea și actuală a fost cu o singură scară de bloc. În loc să aibă scara A plus B, a fost depusă pe o singură scară și nu se poate executa o singură scară de bloc. Pentru că acoperișul, fiind cu terasă, nu poți să faci jumătate de scară de bloc. Este exclus. Așa. Punctul 3 pe ordinea zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, strada Republicii, bloc 7, bloc 9, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Republicii, bloc 8, bloc 10, bloc 12, bloc 14, bloc 16, strada Nicolae Ghica, bloc 1, bloc 2, bloc 4, cod C5A3-1-1 și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului eficientizare energetică a blocurilor de locuințe oraș Comănești, Asociația de Proprietari Gheorghe Dimitrie Ghica, numărul 3, strada Ștefan cel Mare, cu blocurile E1, E12, E13, E14, F8, F9, scara A plus B, strada Alea Parcului, cu blocurile E2, E3, E5, E6, cod C5A3-1-57. Acestea sunt punctele pe ordinea de zi de astăzi și cu aceasta intrăm în linie dreaptă în care noi vom depune documentația DALI la minister, urmând ca să trecem la următoarea etapă de execuția proiectului tehnic PTH-ul. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua! Supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Mă abțin. Avem o abținere, da? Împotrivă? Bine, mulțumesc. Aș vrea să argumentez, dacă se poate. Având în vedere că am intrat foarte târziu în posesia documentelor și n-am putut să le studiez de aproape, votul meu este abținere, deși sunt totul de acord cu ideea de a reabilita aceste blocuri. Pe de altă parte, dacă tot a adus în discuție domnul primar despre PTH-ul, vreau ruga și rog echipa care practic pune unul la desfășurarea acestui proiect să
aibă în vedere managementul deșeurilor generate de aceste șantiere care se vor desfășura în oraș, pentru că n-aș vrea ca toate aceste deșeuri să ajungă tot între podei și poli, așa cum se întâmplă de la cele trei școli. Da, mulțumim, domnul consilier. Aveți vreo propunere unde să ducem deșeurile? Deci n-ați vrea să ducem, dar aveți o propunere unde să le ducem? E vorba de deșeuri de construcție, nu deșeuri menajere. Deșeuri care rezultă în urma unor... Acolo s-au depus deșeuri menajere acum 3 ani, în urma conflictului pe care l-ați avut cu BAC-ul, pe tema noului menajer. Peste el s-a pus acest deșeu de la construcții, care nu cuprinde doar beton, cuprinde și fier vechi, armături, cuprinde și deșeuri rămoase de la ramplinuri, parchet, găreți de tot felul folosite în șantier, bitum, vată minerală, carton asfaltat. Sunt o mulțime de deșeuri aruncate în mediul natural și țin să subliniez faptul că așa cum arată coasta de vis-a-vis, așa arăta și coasta în care s-au deversat aceste deșeuri. Pe de altă parte, mi se pare de-a dreptul jocoritor și scandalos faptul că primăria a pus un afiș pe gard din vecinătate prin care avertizează populația care aruncă deșeuri că este pasibilă de amendă. Doamna președintă, deviem de la ordinea de zi. Noi aveam aici, noi am venit la ședința aceasta pentru a discuta niște puncte pe ordinea de zi, nu campanie electorală, că unii depunem deșeuri. Domnul consilier, vă rog să vă opriți. Am supus la vot ordinea de zi și acum trecem să și votăm cele 4 puncte. Mulțumesc pentru înțelegere. Primul punct de pe ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico. Nu mai citiți, că l-am prezentat. Aș vrea să-l citesc și să menționez faptul că ies blocurile pe care le-ați prezentat din discuție. Da. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietori George Bacovia, numărul 8, strada Gheorghe Doja, blocul 1, scara A și B, să înțeleg că iese din discuție. Da. Strada Pieții, blocurile 1, 2 și 3, scările A și B, blocurile 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii, blocul 6, cod C5, A3, 1 cu 6. Cine este de acord, supun la vot acest proiect, cine este pentru, cu mențiunea făcută de domnul primar că strada Gheorghe Doja, blocurile blocul 1, A și B, nu pot fi... Deci este un bloc, nu bloc. Este un bloc cu două blocul scări. Blocul 1, scara A, B. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. Am înțeles. Mulțumesc. Se abține tot și regiunea. V-ați abținut? Da. Vă rog să-mi spuneți, domnul Tiboi. Tiboi, Negrea și cu Constantin. Da. Deci, colegii de la PSD. Da. Și domnul Sarcan. Am spus că m-am ținut. La toate punctele, domnul Hrubărță. Ați abținut de la ordinea de zi, domnul Sarcan. Când se votează acum, trebuie să... Acum fiecare punct în parte. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare numărul 7, strada Ștefan cel Mare, blocurile G1, G4, scările A și B, G5, G6, scările A și B, H3, scările A și B, strada Republicii, bloc 3, scările A și B, 5, scările A și B, strada Pieții, bloc G2, scările A și B, să înțeleg că ăsta nu mai este, cod C5, A3, 1 cu 107. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot... Trebuie să menționăm faptul că astăzi trebuie depusă documentația acestor proiecte. Abținerea dumneavoastră, dacă ar fi fost să fiți dumneavoastră majoritar sau asta, însemna că aceste proiecte nu s-ar mai executa.
Deci astăzi este termen limită de depunere acestor proiecte. Abținerea dumneavoastră înseamnă din start că refuzați ca aceste proiecte să se execute. Poate n-ați știut lucrul ăsta, de asta e bine să vă menționez și lucrul acesta. Este dreptul nostru de a ne abține. Da, da. Deci după dumneavoastră aceste proiecte nu s-ar executa. Pentru felul în care a fost organizată această ședință, fiind sunați la ora 10 fără 5 aseară... Domnul consilier, a fost o situație specială. Doamna secretară o să vă prezinte situația. Eu vă explic că sunteți în cadru legal, imediat, pentru că noi nu am face altfel decât legal, în conformitate cu codul administrativ, cu articolul 136, un moment să-l găsesc. Da, doamna, am intrat în posesia documentului. Eu ieri am fost la București, azi noapte am adus această documentație. Azi noapte am ajuns cu documentația. Astăzi am convocat ședința. Deci azi noapte am dat telefon de pe drum să fie convocată ședința pentru că aveam documentația la mine în mașină. Dacă dumneavoastră vă abțineți, este problema dumneavoastră, nu e problema noastră. Dumneavoastră hotărâți că aceste proiecte, după cum vă comportați, nu ați vrea să execute. Eu imediat vă citesc cadrul legal. Dacă doriți să înțelegeți că sunteți în caz de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau a municipiului, ori în alte situații stabilite, convocarea Consiliului Local pentru ședință extraordinară se face de îndată. Și ca să știți că și materialele care le-ați primit la comisie dumneavoastră este absolut legal, le-ați primit fiind de îndată, fiind de maximă urgență, fiind pentru interesul locuitorilor, dumneavoastră ați primit raportul, referatul și proiectul de hotărâre. Legea permite așa ceva și vreau să mai precizez că dumneavoastră trebuie să luați decizii în contextul legal pe care codul administrativ îl precizează, iar că votul de abținere înseamnă se contabilizează la vot împotrivă. Am vrut doar să vă spun. Da. Eu am specificat că dacă dumneavoastră ar fi după dumneavoastră, ați vrea ca aceste blocuri să nu se execute. Probabil că nu locuiți. Păi da, astăzi se votează depunerea daliului către minister. Am aprobat ca să se execute documentația dalii. Acum s-a executat documentația dalii, o aprobăm spre depunerea la minister. Asta e ședința de astăzi. S-au aprobat accesarea proiectului? S-au aprobat proiectele? S-au aprobat toate etapele. Și urmează să aprobăm și PTH, și urmează să aprobăm și alea. Deci sunt etape cu etape. Dumneavoastră ați aprobat până într-un loc și acum, hopa, nu mai aprobăm. Pentru că nu am avut timp a studia documentația. Legea permite, domnul consilier, să convocăm ședințe extraordinare de îndată. Vă rog să citiți și să studiați codul. Termenii sunt atât de strânși încât contează și un minut și o secundă și o oră. Și la depunerea documentației pentru câștigarea acestor proiecte am fost în aceeași situație. Se depuneau documentele începând cu de mâine, de la ora D. Păi dacă ne căcăiam așa că nu putem, că nu-s de acord, că n-am văzut, nu aveam niciun proiect la ora asta. Nici nu aveam pe ce temă să discutăm în această... Ședința de îndată se poate convoca și cu 10 minute înainte. Asta spune codul administrativ cu problemele de maximă urgență. În ceea ce privește comunitatea și locuitorii orașului. În cazul nostru, eficientizarea energetică este o problemă de maximă urgență, având în vedere că depune colegii. Este duminică, dar materialele au fost la comisie și la comisie nimeni nu a ridicat această problemă. Nu, dar s-au gândit ei că ar fi bine să nu voteze, dar nu-și dau seama ce nu votează. Nu contează. Da, asta este, continuăm. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, Strada Republicii bloc 7, bloc 9, Asociația de Proprietari George Pacovia numărul 9, Strada Republicii bloc 8, bloc 10, bloc 12, bloc 14, bloc 16, Strada Nicolae Ghica, blocurile 1, 2, și 4, cod C5 cu A3, 1 cu 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și ultimul. Cine se abține? Domnul Constantin. Domnul Cosma, da?
Negrea. Negrea. Și domnul Cosma? Domnul Constantin, doamna Negrea, da? Da. Doi aveți de la dumneavoastră. Am zis Tiboi, Constantin, Negrea, Munteanu. Ok. Și domnul Sanca. Domnul Sanca. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, pe care îl supun la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica numărul 3, strada Ștefan cel Mare, cu blocurile E1, E2, E13, E14, F8, F9 cu scara A și B, strada Alea Parcului cu blocurile E2, E3, E5, E6, cod C5 cu A3, 1 cu 57. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține la cineva? La fel, da? La fel, da? Mulțumesc. Ședința s-a încheiat.